Hello! Acum reacționa la cioburi de iubire de la Antonio Picante la această piesă. Haideți să... Eu am ascultat deja. If you need Robux, watch this. Apropo, și țin să menționez că eu sau ei s-au despărțit, dar chestia asta încă este în progres, gen unii, cred că nu, unii, cred că da. Bibi a spus că da. În fine. Aici vă las să citiți asta. Lasă-te de un screenshot și uitați-vă după vlog. Sau puneți pauză la momentul din secvența aia. Nu, iar acum nu știu. Păcat de el. Aveam cu bine. Am început chiar bine forța. Piesa. Unii zic că Antonio Picante l-a înșelat. Eu cred că Antonio Picante l-a înșelat pentru că Bibi n-ar fi avut motiv. Și cât de prost să fie Antonio Picante încât să zică că iubirea lui n-a fost suficient când ai tu ai înșelat-o pe fată. Prostule. Ai mă omule sufletul în șobur dacă tu ai înșelat-o pe fată. Invers ar trebui să fie, muzica asta ar fi trebuit să fie la asta de Bibi și Dalida de Antonia Pican, piesa lui Bibi și la aia nu o să reacționăm pentru că nu e de despărțire. Poate ai despărțit ideea de Bianca aia de la Cluj de ce am văzut eu pe like. Da. Ești prost. Ați spus jurămintea din o să vă înșela și nu o să vă ascundeți nimic, dar de ce ai înșelat? Nu fie. Păi știu că o să rămână o amintire. Iar după ce o înșel, nu-i prostă ea să-ți vină înapoi. Hai, Antonio! Ciopuri de iubire, after și pozele, dar tot încă simt sărutările. Nu cred că aștept să zic, pentru că dacă vă uitați pe Instagram-ul lui, nu și le-a șters. N-am Instagram, dar e evident că nu și le-a șters de pe postări cu atâtea like-uri și... O să fac și un vlog cu contul lui Antonio Pian după ce o să am Instagram, că o să am Instagram după Paște și da. Am încercat să-mi te scot din cap toate cuvintele. Sentimentele că nu ți-a fost de ajuns bine. Te vei nevoie și de Antonia de la Cluj. Sau Bianca de la Cluj. Ia exigent tu! Sper că au lăsat această reacție. Dați like, coment dacă vă lăsă cupa. Sper să nu primesc copyright, no copyright. Subscribe, eu m-am dus. Bye bye.